Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre o descalificare a unui concurent destul de vocal în casă. Pe o perioadă destul de liniștită din punct de vedere al descalificărilor, iată că în curând vom apărea parte de încă una. Se pare că cel descalificat va fi Andrei, care nu s-a mai prezentat la filmări și astfel s-a luat această decizie drastică, după cum precizează Nicolas într-o înregistrare prezentată de pagina Viperele Vesele. Păcat de această descalificare, niciodată nu este plăcut să auzi despre așa ceva, dar, lăsând la o parte descalificarea, consider că Andrei a greșit cu două lucruri. A fost prea aspru în exprimare la adresa unor fete, ajungând până la jigniri ce nu-și avea rostul. Apoi, prea repede a trecut de la o stare la alta, de la promisiuni că nu va mai avea nimic de a face cu o fată sau alta, la cu totul alte cuvinte a doua zi. Eu știu că atunci când te superi pe cineva și folosești cuvinte grele la adresa ei, nu are cum să-ți treacă așa repede și a doua zi să fii lapte și miere cu persoana respectivă. Ieri a fost a doua oară când a folosit cuvinte grele la adresa Biancăi și sunt convins că va îndulci iar tonul la adresa ei, urmând ca imediat ce se va simți nedreptățit de ea, să sară din nou la gâtul ei. Într-un sondaj făcut săptămâna trecută pe acest canal, el era cam pe locul 4 în casa băieților, undeva la 10% din voturi, ceea ce înseamnă Destul de mult, din punctul meu de vedere, pentru cineva care abia a venit în casă. Și sunt convins că ar fi urcat și mai mult dacă ar fi rămas în casă. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!